Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am avut prilejul ca în prima parte un amic al meu care e CEO mi-a spus la un moment dat, zice, ai grijă să stai printre finanțiști, că fie te îmbogățești, fie înveți cum să te îmbogățești. Eu recunosc că m-am îmbogățit în prima parte pentru că au fost multe informații utile, chiar dacă area mea de competență nu este zona de finance. Sunt informații utile și unele dintre ele cumva adiacent l-am punctat și eu în intervenția mea. Mai mult decât atât, Mihaela a și făcut trecerea către zona aceasta de people și de capital uman și responsabilitatea, sau mă rog să zic, rolul managerului financiar ca lider și manager de echipă. Acesta este și motivul pentru care am optat pentru această temă, iar cele trei subiecte pe care le voi atinge, că îmi place să fac așa, sunt adepta rezumatului, e complexitatea rolului managerului financiar, apoi cum de în pandemie departamentele financiare mai mult decât altele au reușit să se adapteze la noile condiții și la noile provocări, și plusuri și provocări pe care le-au avut managerii financiari și o perspectivă atât din prisma surveiurilor existente în momentul de față, dar și din experiența noastră în consultanță din ultimii ani. Mie îmi place să spun că rolul managerului financiar este unul complex. Pe de o parte, vorbim de a asigura o relație în dublu sens între oameni și cifre. Ador și oamenii și cifrele. Oamenii fără cifre și cifrele fără oameni nu e posibil. În primul rând că atunci când vorbim de cifre, acestea ne dau transparență, ne dau control, ne dau rezultate, măsurăm, putem să fim mai buni, deci ne bazăm pe cifre. Pe de altă parte, oamenii sunt extrem de importanți. Oricât va evolua tehnologia, oricât ne vom robotiza, tot rămân acele competențe, cum spunea și Mihaela, care sunt absolut necesare și pe care deocamdată nu știm să le facă roboței. De asemenea, rolul managerului financiar a evoluat foarte mult față de cum știam noi acum 10-15 ani. Și aici vorbim atât de extindere a rolului, da, vedem partea de a devenit mai cuprinzător, e ca un puzzle, trebuie să facă multe lucruri. Și sunt multe așteptări de la el și chiar le face. Și le face bine, de cele mai multe ori. Și de asemenea, sensul este unul bun, pentru că a căpătat importanță mult mai mare și este văzut ca aducând valoare în companie. Foarte bine spunea Guillaume, se transformă din CFO în CVO. Unde trebuie să dau? Nu merge? Așa, am mers. Spuneam că eu am constatat că în timpul pandemiei, pentru că am putut să fac comparații între diferite departamente și organizații, departamentele financiare, alături de cele de IT, s-au adaptat mult mai repede și mai bine la provocări. Nu ușor. Nu spun că a fost ușor pentru managerii financiari, dar au reușit să facă față cu succes. Iar asta este de apreciat. Care au fost factorii de succes? Am încercat să identific câțiva dintre ei. În primul rând, să ne gândim la faptul că în departamentele financiare sunt specialiști. Specialiști care, într-un timp relativ scurt, pot deveni autonomi. Ce înseamnă autonomie? Că ne permite un control mai redus. Control care îl putem desfășura în felul acesta și de acasă. Și atunci ne-a fost mai ușor pentru în cadrul departamentelor financiare, să monitorizăm activitatea de acasă. Apoi, departamentele financiare, multe dintre ele aveau activități foarte bine definite încă dinainte de pandemie. N-a trebuit să vină pandemia și să spună că există monografii contabile, că există proceduri de lucru, că există instrumente, că există platforme pe care ei lucrează. Nu. Atunci, ce s-a întâmplat? Au existat inclusiv definite obiective de performanță și KPIs,
nu știu, încadrarea în termene, rezultatele auditurilor financiare și așa mai departe, erau niște indicatori măsurabili care existau și înainte de pandemie. Dar ăștia au permis adaptarea ulterioară, adică să monitorizăm activitatea oamenilor din echipă de la distanță. Și puteam să o facem. Nevoia de concentrare și lucru individual. Oamenii din finance au nevoie să se concentreze, să nu greșească, sunt foarte atenți. Dacă te duci și au ceva pe care de lucru și sunt foarte concentrați, ce fac? Lasă-mă un pic, termin aici și te ajut. Nu spune că nu te ajută, dar știe că trebuie să nu greșească niște lucruri acolo. Ce i-a permis lucrul de acasă? Tocmai această, să nu-i zicem liniște, dar posibilitate de a lucra într-un mediu care să nu-l scoată permanent din acele înregistrări sau lucruri pe care le făcea, motiv pentru care oamenii au acceptat mai ușor lucrul de acasă față de cei care, să zic, lucrau în relații cu clienții și aveau nevoie de socializare și mai știu eu alte activități specifice. Activitatea specifică de la sediu a putut fi gestionată prin rotație. Mulți au spus, s-au oferit voluntari, mă duc eu să arhivez documentele, este ziua mea de arhivare, mă duc eu să fac nu știu ce lucruri. Și s-au rotat, au colaborat mai mult în acest sens și și-au înțeles și problemele. Vezi că X are copii pe care nu știu, nu-i poate lăsa, nu vine bona în ziua respectivă. Deci a fost o atenție mai mare între ei unii la alții. Disponibilitate către automatizare. Dincolo de departamentele de IT, trebuie să recunoaștem că finance-ul, încă de demult, sună cumva așa ciudat, dar lucrând cu atâtea date și cu atâtea documente, a fost preocupat de automatizare și de ușurarea muncii. Și au și lucrat în timp cu aplicații. E adevărat că nu totdeauna cele mai sofisticate, cele mai performante, dar au încercat într-un anume fel să-și ușureze munca. Și lucrul ăsta a ajutat foarte mult și la ce s-a întâmplat în pandemie, pentru că au fost mai deschiși la a primi niște instrumente noi de lucru sau de comunicare, de relaționare. Iar CFO-ul a fost și va fi în continuare un promotor al automatizării. Eu, experiența mea, poate e doar a mea, am văzut că managerii financiari sunt foarte preocupați de treaba asta și tocmai din nevoia de a ușura, de a mări viteza cu care procesează informațiile și de a răspunde cât mai prompt cerințelor interne. E adevărat că sunt atenți și la costuri, pentru că n-ar fi manageri financiari, dar sunt foarte atenți la partea aceasta de tip de performanță. Totuși, ei n-au fost lipsiți de provocări. Atenția mare a fost la riscuri, continuitatea business-ului, nevoile angajaților și soluții. Mai exact ce s-a întâmplat? Cyber security, lucrăm de acasă. Aoleu, ce facem? Datele noastre, banii noștri. Da, de la malwares, ce mai, DDoS, phishing, ransomware, orice, da? S-au concentrat foarte mult pe a conștientiza oamenii din echipă la ce riscuri se expun. Au colaborat foarte mult cu CEO-ul, da, cu Chief Information Officer-ul și au pus programe de formare, de conștientizare. Au testat vigilența oamenilor, astfel încât să-i pregătească să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva. Știm din piață că nu de mult s-au întâmplat niște lucruri pe la diferite firme, da? De la a-ți rămâne stocate informațiile și a nu mai avea acces la ele și a-ți cere sume enorme de bani, până la a pierde total orice informație sau a da de bunăvoie și nesilit de nimeni niște sume în alte conturi. Canale de comunicare la distanță au trebuit, împreună cu ceilalți manageri interni, să găsească cele mai bune forme prin care să comunice cu oamenii lor, dar și să-i pună pe oamenii lor în contact cu ceilalți din organizație. Competențe digitale. Nu mai e necesar să insist pe acest aspect, deja s-au menționat înainte. Mentoring și onboarding în context work from home. Cum fac să integrez un angajat nou când eu am 80% acasă, dacă nu mai mult? Da?
Știm că onboarding-ul de multe ori se realizează printr-un mentoring, a avea un mentor care îl acompaniază, prin activități de shadowing, stau în spatele unei persoane cu experiență, observ ce face, mai explică niște lucruri, ori de acasă, cine și ce putea să-l învețe pe noul coleg sau noua colegă. Și aici a fost o provocare cu care mulți s-au confruntat. Productivitatea echipelor, deși existau KPI-uri, trebuiau să fie urmăriți și trebuia creat un sistem de lucru organizat și monitorizat. Flexibilitatea lucrului pentru cazuri speciale. Am văzut în multe situații în care managerii financiari au decis în felul următor. Acolo unde au fost părinți ai căror copii nu au putut merge la școală sau la grădiniță din motive obiective, pentru că erau închise școlile și grădinițele, au permis o flexibilitate a timpului. Știa că nu e necesar să facă o înregistrare până la ora X, i-a permis să o facă mai târziu, doar ca el să-și poată rezolva niște lucruri și să împace rolurile acestea atât de diferite și de părinte și de profesionist în cadrul organizației. Și bineînțeles, sănătatea angajaților. Sunt convinsă că multora dintre dumneavoastră cumva, cum zice Andra la ProTV, ți se face pielea de găină când te suna câte un coleg să spună că i s-a întâmplat ceva, că a luat COVID sau mai ales la începuturi. Ți era frică pentru el, pentru membrii familiei și așa mai departe. Care vor fi prioritățile? Ce spun studiile? Și aici am văzut că antevorbitorul meu, Guillaume, a prezentat din studiul lor. Este un studiu foarte frumos, puteți să-l descărcați de pe site-ul lor. Mie mi-a plăcut, obișnuiesc să mă documentez când e vorba de tot ce înseamnă trenduri. Și studiul lor spune, bineînțeles, că rolul se transformă din CFO în CVO, dar mai spune niște lucruri, că 83% dintre managerii financiari au spus că nu vor desființa posturi din departamentele financiare. În același timp, 80% au spus că nici nu vor înființa altele, adică cumva vor acoperi acele posturi care se vacantează până la o reglementare a situației și dispariția unor riscuri care sunt evidente în momentul de față. Și un focus pe infrastructură pentru digitizare sau digitalizare și a fi la curent cu noile tehnologii. Tot îi mai spun că din perspectiva provocărilor legate de productivitate, una dintre ele este cum să nu fim stresați, cum să eliminăm burnout-ul. Pentru că știți foarte bine, lucrând de acasă, te uită vremea pe scaun. Nu mai faci pauzele pe care le făceai când venea câte o colegă să te întrebe ceva sau te invita, hai să ne bem în alea 5 minute cafeaua. N-ai uitat de pauză. Sau dacă n-ai uitat, în pauza pe care ți-o iei, ce faci? Pui mâncare la foc, ai grijă că a venit copilul și îl direcționezi să se ducă să-și facă temele, adică nu ai deloc pauză. Pauza e ocupată cu alte lucruri din alte roluri pe care le ai în viața ta de zi cu zi. Și bineînțeles, spun că 52% spun că vor extinde lucrul remote. Cei de la Deloitte au spus într-un studiu realizat tot așa pe managerii financiari că principala preocupare este cum să atragă și să rețină talentele și să optimizeze și să îmbunătățească munca angajaților. Iar cei de la PricewaterhouseCoopers, vedeți acolo o comparație între percepția CFO-ului și percepția managerilor în general, adică all executives. Pe primul loc, bineînțeles, atragerea și reținerea talentelor. E o provocare care va rămâne în continuare, pentru că CFO-ul nu poate să facă lucrurile singur. Este, da, un promotor al transformării, este un promotor al schimbării, este un promotor al inovației, dar unul, cum zice românul, o floare nu se face primăvara. În schimb, dacă lucrează cu echipa lui și cu toată, el și echipa împreună sunt promotori la nivelul organizației, lucrurile se schimbă încet, încet. Un alt studiu, de fapt este un articol publicat de cei de la McKinsey & Company, legat de Great Attrition or Great Attraction,
Vedeți acolo pe albastru și pe gri, sunt acele lucruri care îi motivează pe oameni să rămână în companie. Culmea este că managerii cred cu totul altceva. Deci pe oamenii îi motivează să rămână în companie ce? Să fie apreciați de organizație, să fie apreciați de managerul lor, da? Să aibă un sens al apartenenței, să simtă că aparțină la ceva important, la niște proiecte, la un business, la ceva care creează valoare. Să aibă o echipă în care oamenilor le pasă unii de alții și au încredere unii în alții. Trăiești sub stres dacă știi că ai de făcut cu o lucrare cu cineva care nu are competențe, corect? Zice, aoleu, ori trebuie să muncesc eu, da? Ori s-ar putea să iasă ceva greșit de acolo. Și atunci trebuie să te încrezi că persoanele cu care lucrezi sunt competente, că persoanele cu care lucrezi își respectă angajamentele, adică livrează la timp și lucrează cot la cot cu tine, și că persoanele cu care lucrezi, persoanelor cu care lucrezi le pasă de tine. Și când ai o problemă, pot să te susțină. Nu trebuie să vină cu tine acasă să-ți rezolve, dar mai pleci o jumătate de oră mai devreme, că, Doamne ferește, ți-a îmbolnăvit cineva. Și ei te pot ajuta să preia. Și, bineînțeles, potențial de dezvoltare, flexibilitatea programului și engagement și așa mai departe. Ce credeți că au spus managerii? Că e de interes pentru angajați și i-a reține în companie, pe primul loc salariu și pe locul 2, work-life balance. Suntem un picuț, trebuie să fim un picuț mai atenți, ca să nu zicem că suntem un picuț pe lângă cărare. Acum, din practica noastră, ce am observat noi din discuții și lucruri cu departamentele financiare, pe zona aceasta de schimbare, de transformare, de cum impulsionăm, și ce provocări sunt? În primul rând, ca preocupare principală, am văzut nevoia de a asigura competențele necesare în organizație. Adică, fie că atrag oameni competenți, fie că fac partea de reskilling, upskilling, da? Reprofesionalizez oamenii sau îi dezvolt în diferite direcții pe cei pe care îi am, fie că sunt foarte atent la retenția oamenilor buni. Mi-am permis să fac aici și un mic portret așa cu câteva competențe pe care managerii financiari le caută și la care și eu m-am oprit ca asigurând succes în partea asta de evoluția departamentului financiar. În primul rând e vorba de acele competențe și certificări specifice, exact cum s-au spus și antevorbitorii mei. Vorbim de analiză financiară, vorbim de managementul riscului financiar, vorbim de controlling, vorbim de o multitudine de lucruri care nu pot fi învățate așa de la sine, că am deschis eu o carte și m-am făcut expert. Nu. Oamenii se profesionalizează în cadrul unor programe de formare și care în momentul de față sunt extrem de căutate și necesare în companie. Competențe de raportare financiară, atât specifică, cât o să vedeți că e vorba și de partea aceasta de ESG, da, de Environment, Social Governance, și competențe de bugetare. Dar pe lângă asta, și spunea și Mihaela mai devreme, sunt o serie întreagă de competențe, le-am numit eu transversale, acele care, să zic, ok, sunt extrem de utile în finance, dar e foarte bine să le ai și în alte domenii. Iar aici vorbim de gândire analitică, de capacitatea de rezolvare de probleme. Vorbim de cunoștințe IT software. Am văzut manager financiar care mi-a zis, Oana, trebuie să-mi formez doi oameni să-mi știe baze de date. SQL, MySQL, deja se duce într-o zonă de programare, de bază. Da? Atât de mult evoluăm în zona aceasta de digitalizare, dar și de analiza datelor, lucru cu datele. O competență extrem de importantă pentru oamenii din finance, indiferent dacă au poziție de management sau de execuție în cadrul departamentului, este capacitatea de a înțelege business-ul și nu numai business-ul, ci și piața în care activează și să fie preocupat să citească, să se documenteze referitor la trenduri, referitor la evoluții, referitor la lucruri care ar putea fi utile și să poată veni cu un input valoros în cadrul organizației sale.
Echipele performante vor fi echipele care au astfel de oameni și care nu se vor limita la înregistrări sau task-uri zilnice. Inovație și îmbunătățire continuă, nu mai e necesar să insist, competențe interpersonale și de comunicare și, cum bine se spunea înainte, învățare continuă. Fiecare să fie, aibă capacitatea de a învăța continuu, să fie interesat să învețe continuu și mai mult decât atât am observat o orientare către a căuta oameni care au capacitatea de a beneficia din experiențele de învățare. Ce înseamnă asta? Că managerii financiari își doresc oameni care să devină repede autonomi. Da? Să poată să facă lucruri. Un alt aspect la care sunt ei atenți și sunteți dumneavoastră, chiar la final aș fi curioasă să știu dacă am atins măcar puțin din ceea ce este realitatea, așa cum am văzut-o eu noi în cadrul companiei, gestiunea eficientă a muncii în sistem remote și hibrid. Sunt oameni care vor vrea să fie preponderent remote, alții preponderent on-seat, da, la sediu, alții vor vrea și. În absența unei politici care să generalizeze și să spună se întâmplă așa, va fi o flexibilitate, ceea ce este foarte bună. S-a constatat aici, nu mă pregătisem să zic, dar s-au constatat în niște studii făcute pe populația din UK, care a fost expusă mai devreme la munca hibridă, că atunci când li s-a spus oamenilor că ai de lucrat 2 zile pe săptămână, la sediu 3 zile de acasă. Ce credeți că s-a întâmplat? Oamenii au perceput asta ca și cum ar avea 2 joburi. A devenit atât de stresant, se gândeau așa, mâine, vai, trebuie să-mi pregătesc haine, trebuie să-mi iau laptopul cu mine, trebuie să mă oare cu cine voi sta, pentru că s-au redus spațiile de lucru, nu mai e locușorul lui unde se așează, cu cine voi sta, cu cine voi interacționa, nu mai sunt atât de familiarizat pentru că am lucrat mai mult de acasă, nu mai sunt atât de confortabil, pentru cei introverți nici nu mai zic, da? Și atunci ar fi o regulă sau ar fi un tip, să zic așa, un secret sau o soluție, să le oferim posibilitatea să-și aleagă ei când vin. Adică compania să spună, decidem că 8 zile pe lună lucrez de la birou. Să aibă posibilitatea să-și pună el când vine alea 8 zile. Nu se spune, poate să-și ia 2 săptămâni. Pentru că zicem, iau 2 săptămâni, pentru că bona mea mi-a zis, dacă mă chem 2 zile și pe una 3, nu mă duc la altcineva. Da? Și atunci el zice, păi, spun bonei, vii 2 săptămâni pe lună și eu mă duc în alea 2 săptămâni la birou și 2 săptămâni stau și lucrez de acasă. Adică să le dăm posibilitatea de flexibilitate controlată, într-un fel, controlată, delicat, soft. Engagementul angajaților. Ce înseamnă engagement? Să ne placă jobul pe care îl facem, dar mai mult decât atât, să avem rezultate noi și compania, să venim cu idei, să fim implicați. Dacă noi creștem engagementul și o preocupare a managerilor financiari va fi lucrul ăsta, rezolvăm 2 lucruri. Pe de o parte, rezolvăm partea de reținere a talentelor, dacă omului place la tine în companie, e dornic să facă lucruri, să crească, să se dezvolte, de ce să plece? Iar al doilea aspect pe care le rezolvăm e cel de performanță, pentru că engagement înseamnă să dau mai mult decât îmi cere postul. Înseamnă să fiu implicat, să am inițiativă, să vin cu idei, să fiu proactiv. Uitați cât de important este. Cum se rezolvă? Sunt câteva idei puse acolo în paranteză. În primul rând e vorba de experiențe pozitive pe care le creăm cu organizația, cu managerul, cu echipele. Sentimentul de apartenență, ați văzut, era foarte bine pus pe slide în articolul celor de la McKinsey. Semnificația jobului, da, să arăt că jobul, acea înregistrare pe care o faci tu e foarte importantă, de tine depinde, de ea depinde în organizație. Recunoaștere, oportunități de dezvoltare. Vorbim apoi de sinergia cu alte echipe. Ceea ce a făcut mai puțin favorabil sau a împiedicat în cadrul în perioada pandemiei a fost distanțarea nu neapărat de membrii propriei echipe, de ceilalți. Ce ni s-a întâmplat? Am apelat la colegii noștri, i-am sunat din alte departamente doar când am avut probleme punctuale.
Nu ne-am mai întâlnit cu ei pe hol, nu ne-am mai întâlnit cu ei la cafea, nu ne-am mai întâlnit cu ei la țigară pentru cei care fumează, nu am mai mers în activități comune, team building-uri, ieșit pe seară nu știu unde, n-am mai făcut nimic din toate astea. N-am mai participat sau am participat mai puțin la proiecte comune. Motiv pentru care se simte o distanțare și o nevoie de a întări relația cu celelalte departamente pentru că această întărire a relației este extrem de utilă. Și de ce este utilă? Pentru că în majoritatea organizațiilor, responsabilitatea raportării non-financiare este în cadrul departamentului financiar. Și în cazul ăsta, colectarea datelor se face lucrând cu toți ceilalți aparținători de date din companie. Pentru că programele acestea de ESG, da, de sustenabilitate, cum le numim noi, sunt programe în care perspectiva CFO-ului și a departamentului financiar este extrem de importantă. Dacă vrei să reduci cantitatea de deșeuri, dacă vrei să reduci costurile cu anumite resurse, da, te consulți cu omul din finance. Dar această consultare nu vine doar dinspre financiar către companie, trebuie să vină celelalte departamente din companie, trebuie să vină și în sens invers. Sănătatea și starea de bine a angajaților, spuneam încă de la început, de evitarea burnout-ului, și o relație strânsă între CFO și departamentul financiar și CEO și CIO și CHRO și apropie echipe cu celelalte echipe din companie, pentru că asta va ajuta toate aspectele pe care le-am pomenit mai devreme. Așa pe scurt, părerea mea este că rolul managerului financiar a evoluat foarte mult. E ca un puzzle în care fiecare parte este importantă. Și să fii lider și să dai viziunea în echipa ta, dar și la nivel de organizație și față de ceilalți lideri cu care lucrezi. Și să fii manager, să gestionezi foarte bine toate lucrurile care țin de zona organizațională. Și să fii pe partea de a aduce valoare adăugată în tot ceea ce faci și tu și echipa ta. Ce să zic, nu vorbim că așteptăm un om minune, dar e un inovator și un deschizător de drumuri, cumva ușor diferit de ceea ce se întâmpla înainte. Eu sunt Oana Ciobanu, director și partener la Elevator. Din partea noastră aveți un voucher pe care îl regăsiți în mapele dumneavoastră și le veți primi și în online. Eu vă încurajez să-l folosiți, este un voucher gratuit și vă dă posibilitatea să vedeți care a fost impactul în echipa dumneavoastră legat de o schimbare anume sau de ceea ce s-a întâmplat în perioada COVID sau dacă vreți să implementați ceva în organizație, spui, ok, cât e de pregătită echipa mea să facă schimbarea. Și acest mini-workshop poate fi fie un punct de plecare într-o analiză ulterioară, fie vă puteți folosi de rezultatele lui ca să faceți niște demersuri ulterioare. Iar pentru noi este o formă în care știți cum să testați, că oamenilor așa de mult le place să testeze, de la a proba pantofi în magazin și costumele de haine, a gusta ciorba pe foc să vezi dacă e bună și știu eu chiar în viața personală, când ne mutăm împreună și ne testăm unul pe altul să vedem cum e compatibilitatea. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos, Oana! Întrebări dacă avem din sală. Aveți întrebare? Dacă... Okay. Avem online o întrebare. Dacă departamentele financiare sunt deschise la automatizare, oamenii din departamente sunt deschiși la upskilling, cu atât mai mulți cu cât mulți dintre aceștia sunt specialiști în anumite zone? Aici o să spun că am observat mai multe situații. Depinde foarte mult de organizație.
Dacă în organizație este o cultură a schimbării continue, au fost expuși oamenii la schimbări repetate, zona aceasta de dezvoltare continuă este foarte bine amprentată, este foarte bine prezentă și oamenii sunt deschiși. Dacă, în schimb, există mai multă reticență la nivel de organizație în partea de dezvoltare, atunci același lucru se va vedea și în cadrul departamentelor financiare. Acum, orice dezvoltare trebuie să aibă sens pentru noi ca oameni. Nici eu nu o să mă dezvolt dacă îmi spune cineva, vezi, de mâine trebuie să faci asta. Trebuie să-mi dea sensul pentru care e important ca eu să mă dezvolt. De ce e important să fac un curs de? Ce valoare mi-aduce mie adăugată? Voi fi important pentru companie dacă voi face lucrul ăsta? Când oamenii vor căpăta acel sens, da, și acea viziune a schimbării pe care o fac, altfel va fi primită și schimbarea. Vă garantez, lucrurile, am văzut niște transformări extraordinare în programele acestea de schimbare. Mulțumim frumos, Oana! Cu drag!